Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Dialogul de Seară. Invitatul de astăzi este liderul Partidului Socialist Român, domnul Vasile Urleanu. Vasile Urleanu este liderul Partidului Socialist Român, formațiune politică creată în 1992 la 120 de ani de la apariția primelor cercuri socialiste. În anul 1996 are loc primul congres al Partidului Socialist Român. De atunci, formațiunea se clasează pe eschierul stâng al politicii românești. Bună seara și bine ați venit la Chișinău și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Este pentru prima dată când veniți la Chișinău? Pentru prima dată când vin în Republica Moldova și în Chișinău, normal că pentru prima oară. Și cum vă simțiți aici? Excelent. Invitația pe care mi-a făcut-o președintele Partidului de Renaștere pentru mine a fost binevenită și interesantă. Sunteți mai mult pe o linie partidnică aici veniți, adică în căutare de colaborare sau? Nu în căutare de colaborare. Noi vrem să dezvoltăm relații cu toate partidele socialiste, în special din vecinătate, dar și din lume. Avem relații și cu alte partide. Dar dacă e să vorbim mai mult despre partidul dumneavoastră, chiar am căutat în presă astăzi și am constatat că în anul 2007 ați reînviat acest partid și practic ce a însemnat anul 2007 pentru Partidul Socialist? Este un articol care probabil în adevărul a fost publicat și era vorba de o întrebare dacă Partidul Socialist este asemănător sau este Partid Comunist. Și atunci am făcut mențiunea că Partidul Socialist Român a reînviat, pentru că în istorie este cunoscut din 1918. Deci a fost o fuziune între Partidul Social Democrat din Țara Românească, din Basarabia și Partidul Socialist din Transilvania. Deci era un partid socialist în Transilvania. Și prin înțelegerea pe care au făcut-o, au apărut tezele din aprilie 1918 și la înțelegere s-a convenit ca denumirea să fie Partidul Socialist din România. Și actuala teză sau actualul discurs politic al partidului dumneavoastră, în câteva cuvinte, care ar fi? În primul rând, trebuie să facem o puțină diferență între Partid Socialist și Partid Comunist. Partidul Socialist are la bază socialismul științific și materialismul dialectic, în poziția pe care și în demersul pe care îl facem noi. Este diferit de poziția pe care o are Partidul Comunist, care au mers Marx, Engels, nu neagă nimeni a contribuția lor la dezvoltarea mișcării socialiste internaționale, dar noi am încercat să ne definim într-un mod aparte față de ideologia comunistă. Și atunci am încercat să reorientăm mișcarea socialistă pe un făgaș care să fie centru stânga, nu de stânga sau centru drept. Nu stânga, nu stânga care e locul ocupat de partidele comuniste, care sunt mai intransigente, au o politică mai dură, mai agresivă. Nu spune nimeni că nu este corectă, dar totuși noi suntem în secolul 21 și societatea s-a dezvoltat, gândirea politică s-a, cunoștințele acumulate de cel puțin tânără de generație sunt altele. Deci în altfel trebuie să ne mișcăm noi în mediul politic și social. Totuși, ce părere au românii la ora actuală despre doctrina socialistă și în special despre partidele de orientare socialistă, având în vedere că în actuala guvernare din România este un partid de orientare, poate nu atât de socialistă, dar oricum vorbim despre Partidul Social-Democrat. Este o diferență. În ce relații poate sunteți și cu acest partid?
Este o diferență între socialdemocrație și socialiștii. Ei apărut la mijlocul anilor 1934 ca partid cu definiție clară, în jurul anilor 1934, și au fost rupți, de fapt s-au rupt din mișcarea socialistă. Acum, ce pot să vă spun? Ei sunt înscriși în Internaționala Socialistă, dar asta nu înseamnă că sunt socialiști. Pentru că socialdemocrația înseamnă o politică de centru în care discursul electoral, discursul către populație este axat pe partea socială, dar în activitatea practică, în activitatea de guvernare și activitatea pe care o desfășoară ei în societate este o politică de centru-dreapta. Ori Partidul Socialist trebuie să aibă o direcție mai clară, liniară, și se adresează în special oamenilor de clasă medie și peste medie. Deci atât ca cultură, cât și ca așezare în societate. Și știm că în cel puțin un an vor avea loc alegeri în România, dacă nu greșesc. Da. Și sunteți dispus să vă promovați în aceste alegeri ca un partid aparte sau totuși este posibilă și oarecare alianță cu alte partide de stânga? Eu trebuie să fiu foarte deschis și să vă spun că nu ne-am propus să mergem pe o candidatură proprie la alegerile prezidențiale, deoarece numai pentru promovarea partidului și pentru a cheltui niște bani nu este convenabil pentru nimeni din partidul nostru. Și vom merge într-o alianță. Nu am ales candidatul pentru că nici ei nu și l-au desemnat, cel puțin cei din USL, PSD-ul și PNL-ul, nu au încă o poziție clară cine va candida. Dar ceea ce este posibil să mergem pe o alianță cu PSD-ul, o alianță pe care am mai avut-o cu Partidul Social Democrat pe timpul președinției lui Mircea Joana. Deci asta ar fi poziția partidului și cred că așa vom merge. Dacă vom găsi un alt candidat care îndeplinește și are ceva și din programul Partidului Socialist Român, nu este exclus ca să mergem și pe candidatul acesta. Deocamdată nu ne-am fixat pe ce candidat vom merge, pentru că nici nu sunt cunoscuți. Totuși, tendința de pe scena politică din România în ultimii ani am observat este mai spre stânga și mai spre partidele centru-centru-stânga. O demonstrează și actuala guvernare USL. Credeți că această tendință se va păstra și după anul 2015-2016 sau deja este momentul unei rocade? Nu cred că este momentul unei erocate, dar trebuie să clarificăm o problemă acum. USL-ul s-a creat pentru a supraviețui. Pentru a da jos de la guvernare Partidul Democrat Liberal. Deci asta e cu certitudine și atunci practic nici nu au ascuns acest lucru. N-au ascuns pentru că sunt doctrine diferite. Liberalismul și cu socialdemocrația, chiar dacă se intersectează pe undeva, însă nu prea au nimic în comun și atunci a fost un vot negativ al populației. Nu înseamnă că au votat excesiv pentru USL-ul ăsta, care e un, să zicem, un amestec de liberalism cu socialdemocrație. Dar societatea și electoratul se poate îndrepta pe programe de orientare socialistă, având în vedere că populația din României, 53%, trăiește la limita pragului de sărăcie. Deci sunt cifre statistice, nu le scot eu.
și este nevoie de un partid socialist. Că vom fi noi, că vor fi alții, cum este Alianța Socialistă, dar oricum noi încercăm să facem o unificare a partidelor de socialiste, de centru-stânga, în afara PSD-ului, deci fără PSD-ul, în care să schimbăm ceva în România. Vreau să fac o paralelă cu situația politică din Republica Moldova. În Republica Moldova, după cum probabil știți, există foarte mari divergențe de ordin politic, social și uneori chiar, din păcate, și lingvistic, asupra mai multor probleme. Și mi s-a părut mie că pe arena politică din România nu există divergențe la un singur capitol, capitolul Uniunea Europeană și apartenența UE NATO. Este adevărat acest lucru sau nu? Poziția mea pe care am avut-o la aderarea la Uniunea Europeană a fost nu. Deci n-am fost pentru integrare, pentru că costurile au fost foarte mari și sunt foarte mari. După integrarea noastră și de fapt după 1996, industria, agricultura, învățământul, știința, cultura, nu numai că au stagnat, dar au un regres. Un regres destul de mare, deci peste 1500 de mari unități industriale au dispărut, au fost privatizate și s-a ales praful și pulberea de ele, deci nu mai există nimic. Fostele asociații cooperatiste, CAP-uri, cum erau numite la noi, au dispărut în totalitate. A fost o perioadă în care pământurile erau numai cu buruieni, nu grâu, nu porumb. S-a mai redresat ceva pentru că oamenii au început să intre în asociații de un anume tip în care primesc 30% din producție, dar însă nu este satisfăcător. Credeți că este de acord populația României când aude asemenea statistici? Nu știu dacă sunt de acord cei care... Păi sunt de acord că 53% este o cifră adevărată. 53% la pragul sărăciei, da. Da, dar la medie. La capitolul... Cu 1500 de întreprinderi, sunt acte care atestă că au fost distruse peste 1500 de întreprinderi. Deci ele sunt puse chiar și poate să le vadă oricine. Deci da, sunt statistici. Urmă, care a fost scopul acestor privatizări? Poate s-a ales ceva mai bine din el. Și acum fiecare înțelege ce vrea. Unele au fost modernizate. Nu cred. Nu cred pentru că eu am pretenția că cunosc destul de bine România. Nu cred. Într-adevăr a fost bine pentru unii pentru că au vândut totul la fier vechi și probabil și-au băgat bani în buzunar. Alții au făcut privatizări să pună mâna pe terenuri foarte, foarte rentabile unde au dezvoltat partea asta de construcții de locuințe și acum și asta a căzut și piața asta. Și pentru alții, de exemplu, pentru țările occidentale, au găsit o piață de desfacere în România și în țările care s-au dezintegrat din punct de vedere economic. Deci asta a fost prima mare problemă pe care a avut-o România, pentru că nu a știut să își păstreze capacitatea de a se organiza, a se reorganiza, a aduce tehnologie nouă pentru ca să fie competitiv pe piața internațională. L-am pierdut piețele de desfacere, România le-a pierdut. Și acum România practic este transformată într-un consumator. Consumator, hai să zicem, așa mai plastic, să zicem, un fel de robie modernă. Pentru că forța de muncă românească a plecat spre vest. Spre vest. Cel în jur de 2 milioane de oameni muncesc în vest. Și la capitolul NATO vreau să vă întreb același lucru. Ce părere aveți? Despre ce beneficii are România? Eu nu sunt... nici n-am avut nicio problemă niciodată decât am făcut armata care se făcea pe timpurile noastre. Nu mă pricep la strategie militară. Oricum, pe timpul când eu am făcut o școală de politică,
deci o universitate politică. Știam ce înseamnă și NATO și tratatul de la Varșovia și pe timpurile alea spuneau că simultan ar trebui desființate. Eu am rămas la părerea de atunci pentru că nu avem nevoie de cineva să ne apere din exterior în condițiile în care fiecare națiune este datoare să-și facă propria apărare. Bine, acum și secolul 21 există mari pericole precum terorismul. Asta e inventat. Bin Laden nu l-am făcut noi, l-au făcut alții. L-au școlit, l-au adus la standard ridicat și după aceea i-au dat drumul prin țările arabe. Deci nu l-am făcut noi. Există mari teorii în privința lui Bin Laden. Așa este, teoria conspirației. Conspirații. Da. Totuși, aflându-vă la Chișinău, sunteți, ați spus, la invitația liderului Partidului Renaștere. Ce așteptări aveți, de fapt, și de ce ați ales, poate, să colaborați anume cu această forță politică? Pentru că, declarativ, și prin ceea ce am văzut astăzi, ei sunt socialiști. Deci, în program, în documentele pe care am citit eu, se declară Partid Socialist. Că ei au la bază marxist-leninismul, nu e nimic greșit. Noi am spus că avem socialismul științific și materialismul dialectic. Deci nu este greșit, pentru că părinții, până la urmă, ai teorii socialiste. Nu este greșit. Dar sunt ca program, ca organizare, sunt aproape ca noi. Deci sunt cam aceiași. Pun în centru politicilor, pun omul, pun condiția umană, pun rolul în societate a individului. Sunt multe lucruri care ne apropie și, de fapt, asta e menirea unui partid socialist, până la urmă. Ce părere aveți despre situația cu acordarea cetățeniilor în masă către moldoveni? Mă refer la cei care solicită redobândirea cetățeniei române. Sunt foarte multe cifre la acest capitol. Care au devenit români sau care vor să devină? Care au depus dosare, cereri pentru a redobândi cetățenia română. Și se acordă aceste cetățenii păi, într-un număr destul de mare. Nu, întrebarea are puțină capcană. Nu a redobândi. Pentru că sunt cetățenii ai Republicii Moldova și vor să aibă o a doua cetățenie românească. Este deci, și acest punct da, de vedere. Este un punct de da, vedere, este o capcană dar, și nu e bine. Dar vă spun, cererea da. De... Da, da, așa este. Eu... Se numește de redobândire a cetățeniei. Aceste cereri se numesc de redobândire. E o problemă care privește poporul moldovean. Deci populația Moldovei. Mi-a mai fost pusă întrebarea astăzi și zice o parte, foarte mare parte, care vor integrarea în Uniunea Europeană și alții care nu vor. Și eu am spus, da, mai există o parte. Și e o parte care este foarte însemnată și s-ar putea să fie cea mai mare parte, care sunt indeciși. Pentru că nimeni nu le explică ce câștigă dacă merg în Uniunea Europeană sau ce pierd. Ce câștigă dacă merg în asociația asta, comunitatea Vamale. Statelor euro-asiatice sau cum s-o chema Uniunea de la Vamale, 1, Vamale, a, așa, de la 1 sau de la 15 ianuarie 2015 sau nu știu, cam așa ceva. Și eu am zis că să-și facă analiză cu destulă tărie de caracter și de, hai să zicem, și patriotism, toți care fac politică în Moldova. Pentru că decizia pe care o iau acum afectează viitorul generației care, sau generațiilor care vin. Și ar fi foarte, foarte bine să facă o analiză și ce le convine mai mult, aia, să, dar nu să decide ei, să întrebe și pe cei care trebuie să-i urmeze. Asta ar fi părerea mea. Pe noi nu prea ne-a întrebat și negocierile pe care le-am făcut noi le-am făcut cam în genunchi și consecințele le avem. Intrând în Uniunea Europeană, există o pierdere a suveranității prin anumite documente pe care trebuie să le respecti. Intrând în, bine, dar nu sunt expert în asta, dar România, până la urmă, nu este atât de, hai să spunem, nesuverană.
Nu, eu n-am spus. Își pierde din suveranitate. Din suveranitate. Și deci ce pierde spus, până la urmă? Păi, până la urmă e partea economică. Partea în care trebuie să intri pe piața în afara comunității, pentru că trebuie să ții cont de interesul comunității europene. După aceea e vorba de finanțe care, de fapt, nu mai sunt ale noastre și sunt dictate din altă parte. În primul rând, asta. De fiecare dată când trebuie să facă bugetul, trebuie să vină cineva din exterior, FMI-ul sau, eu știu, altcineva, ca să spună, domnule, aici nu faci, aici nu faci. Ei dau recomandare, nu spun că nu este adevărat. Și atunci, dar trebuie să te aliniezi oarecum la politica lor, ceea ce mi se pare aberant. Și acum, ultimele zile, am înțeles că președintele Băsescu a respins un memorandum cu Fondul Monetar Internațional. Acum, eu știu ce a văzut de la un respins, acord. Da, un acord, da. Nu știu ce a văzut, dar e președintele statului și dacă a considerat că trebuie să facă acest lucru, probabil că are și justificare. Eu nu sunt la curent cu ce a respins. Știu că e vorba de acciză care a introdus în bugetul, da, 007, celebru. Da. Așa, care trebuie să... Și mie nu mi se pare normal. Chiar dacă nu-l iubesc pe președintele Băsescu, că este președintele meu, eu de data asta chiar îi dau dreptate. Nu trebuie să introduci încă o taxă, să o treci prin Parlament și să o le servești la populația care și așa trăiește cum trăiește, să le servești pe tavă, să le mai iei ceva. Recent, în Republica Moldova, Curtea Constituțională a emis o hotărâre prin care a bulversat de altfel societatea și pe unii i-a calmat, pe alții, din contră, i-a stârnit, ca să zic așa, la foarte multe A făcut replici. Puțin vârtej, așa, în societate. Și a făcut puțin vârtej, dar până la urmă, probabil știi despre ce vreau să spun. Ce părere aveți despre această decizie cu privire la declararea supremației, declarație de independență, decât Constituția, în situații de problemă sau de dispute? Păi, acum depinde în contextul în care se află Republica Moldova. Că, normal că suveranitatea, independența Moldovei e mai presupus de orice lege. Pentru că e voința întregii populații. Deci asta e una. Dar din asta s-a desprins a doua problemă de care mă întrebați, despre limbă. Despre limbă, da. Despre limbă. Nu știu cum vă simțiți mai bine. Noi ne înțelegem, da? Dar vorbiți și o altă limbă. Dar ne înțelegem bine. Dacă dumneavoastră vă este bine și nu acceptați să fie declarată limba română ca limba oficială de stat, este problema chiar a dumneavoastră. Deci nu este problema dumneavoastră altora, dar trebuie să întrebați tot la fel, să mergeți jos în interior și să vă spună și ăla care n-are decât o curte și câțiva metri pătrați de pământ, să vă spună, bă, ce vrei tu? Să vorbești limba română, limba moldoveană sau o altă limbă, poate. Așa, și atunci probabil că toată lumea se va convinge și va lua o hotărâre care să nu mai necesite atâta vâltoare. Din punctul meu de vedere, eu sunt oltean. Vorbesc oltenește. Este așa, da. limba oltenească? Nu, este o limbă, este un dialect. Da, v-am întrebat retoric. Chiar există așa limba oltenească? Nu. Zic așa, vorbesc oltenește. Dar și alte limbi. Nu există. Este un dialect. E un dialect. Eu sunt, așa să consider, așa am învățat eu. Eu sunt arcul de curbura, acolo sunt născut, unde s-a născut limba română. Deci limba română. Nu vorbesc de altceva. Deci limba română pe teritoriul vechiului stat românesc, de țara românească. Deci acolo sunt născut eu. Domnule Orleanu, vreau să vă întreb, la următoarele alegeri, când vor fi alegeri, mă refer în Senat și în Parlament, în camerele Parlamentului,
Veți avea intenția să deschideți un birou parlamentar la Chișinău, în cazul în care va fi cazul, repet, și dacă veți găsi candidați pentru circumscripția Chișinău și respectiv Republica Moldova? S-ar putea da, s-ar putea nu, în funcție de ceea ce vom câștiga la alegeri. Dar ce este că în 2016 vom participa și mergând până la urmă pe principiul machiavelic, indiferent cum, noi va trebui să fim în Parlament. Și dacă noi vom fi în Parlament, eu cel puțin vă promit, chiar dacă nu deschid eu un birou în Republica Moldova, în Chișinău, cineva o va face. Din partidul nostru. Din partidul nostru, da. Eu am găsit o țară și oamenii ospitalieri. Le mulțumesc, eu am mai fost și pe alte meleaguri, am fost din sudul Indiei până în sudul, până în America de Sud. Deci am văzut destule locuri în lume. Dar pe turnul a trecut. Dar Moldova, care este aproape și este aproape și de sufletul meu. Asta este. E aproape de sufletul meu și referitor la atâtea de multe dosare, eu am o fată care i-am acordat în spațiul meu de locuit, i-am acordat viză pentru cetățenie română, dar e română moldoveană. Deci am acordat pentru că regimul vizelor se cunoaște cum și cum se obține acolo și cum. Și e studentă, e anul 3, e o fată excepțională, învață foarte bine, muncește foarte mult și e păcat că trebuia să-și găsească pe perioada studiilor un loc de muncă. Și i s-a oferit posibilitatea asta, dar nu avea cetățenia și eu i-am oferit, dacă ar face-o mulți fără interes, nu este nicio problemă. Fata mea obține cetățenie canadiană, româno-canadiană. Ce trebuie să supere cineva pe chestiunea asta? Eu zic că nu. Lucrează, a găsit acolo, a găsit loc de muncă, e un inginer foarte bun în agronomie și eu zic că nu trebuie să supere nimeni. Domnule Urleanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mi-a părut bine, o persoană plăcută. Mulțumim. Și dacă s-ar păstra distanța asta și între mass media și societatea civilă care este împărțită în tabere, ar fi foarte bine. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Domnilor, vă reamintesc că am discutat în această seară cu președintele Partidului Socialist Român, domnul Vasile Urleanu. Sunt Artur Muselean și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. La revedere!